scurt, ce părere aveți de proiect? Din punctul meu de vedere, exact cum a zis și Nea Digi, nu știu cine ar veni și să cumpere ce, vorba lui Nea Digi, dar oricine vrea să facă, nu e o problemă că vor să promoveze sau că au o inițiativă foarte bună din punctul lor de vedere. Dacă era să fi fost toți suporterii, cum suntem noi, cam majoritatea suporterilor și ce e la noi câteva milioane de suporteri, poate cine știe, aveai vreo șansă. Dar faptul că sunt foarte puțini și inițiativa lor este susținută de lăcătui sau neapiții Tudorel Stoica, Beloni sau cine mai e acolo, din punctul meu de vedere ar trebui să vină dânșii cu bani mulți, că au, și să investească acolo, ca să nu mai existe situații de genul ăsta. Uite, ziceau invitații foarte bine, Hai să vedem acum pe oameni dacă chiar iubesc cu adevărat Steaua asta să pună bani. Să vedem acum cum e iubirea asta. Da, da, aduceți-vă aminte o declarație a domnului Balint, în urmă, cred că cu vreo 3 săptămâni, o lună, când a fost întrebat dacă vrea să investească, a spus: domnule, eu susțin, dar nu bag bani. Da. Deci, Gigi, au vreo șansă, după părerea ta? Nu știu, nu vreau să-mi dau cu părerea dacă au șansă sau nu. Dar eu le urez baftă și să bage mâna în buzunar. Și atâta timp cât vii cu banii de acasă, ceea ce eu nu cred că vine cineva să-și liște banii familiei sau banii tăi de acasă, care ai muncit pentru ei, să nu știi cât de repede îți dispar, când tu te chinui să-i faci, atunci te uiți în sus și după aia pui mâna pe buzunar și vezi că nu mai nimic. Dar este strict problema lor. Le urez bani. Cumperi și tu acțiuni? Păi de ce eu să cumpăr eu acțiuni când eu am treaba mea la mine cu șantierele mele, pentru ce aș cumpăra? Am înțeles. Eu susțin o echipă din Liga 1 care n-a retrogradat niciodată, nu și-a întrerupt niciodată activitatea. S-a numit în urmă cu 10 ani, s-a numit Steaua, acum se numește FCSB, că i-a luat numele, dar activitatea nu a fost întreruptă niciodată. Eu știu că de mic copil mă duceam să susțin echipa asta. Pentru ce aș cumpăra eu acțiuni la o altă echipă care pentru mine nu are niciun efect? Da, dacă era să fi fost să susținem o secție de handbal, o secție de scrimă, rugby sau ceva de genul ăsta, cu mare drag. Mă duc și nu cumpăr doar o acțiune. Cumpăr și eu 200-300 de acțiuni să am acolo, dar pentru clubul mamă. Nu pentru o secție înființată în 2017, în ambiția unor oameni și pentru o contra cuiva. E în regulă. Gigi, mulțumim și sărbători fericite, că intrăm și noi în pauză. Și eu la fel. Mulțumim. Să fiți sănătoși, să aveți Crăciun fericit și sărbători fericite.